Prenarul Domnului, am ajuns la lecția a patra din ciclul Limite, limitele agonisirii materiale. Și potrivit cu această tematică, vreau să rostim cuvântul de laudă pentru Domnul, repetând ceea ce a spus David în fața întregului Israel, atunci când în jur erau mulțime de lucruri materiale necesare construirii templului și altele dăruite ca dar din inima împăratului și a celor din jurul lui. 1 Cronici 29, de la versetul 10. Binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintelui nostru Israel. A ta este, Doamne, mărimea, puterea și măreția, veșnicia și slava, că tot ce se încerci pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, că tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeu nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel slăvit. Amin. Două afirmații în introducere de care trebuie să ținem cont, atât în dezbaterea ce urmează, cât și toată viața. Prima. Pământul aparține creației lui Dumnezeu și a fost dat în administrare omului. Dumnezeu a binecuvântat pe Adam și pe Eva cu cuvintele scrise în Geneza 1:28: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Dar dreptul de proprietate absolută este numai al Creatorului. Asta rezultă și din legea funciară pe care o aveau evrei și din istoria altor națiuni. Eu citesc acum doar din Ieremia, capitolul 27, versetul 5, acolo unde Dumnezeu a decis să schimbe pe cei ce foloseau anumite zone ale pământului și a zis: eu am făcut pământul și oamenii și dobitoacele care sunt pe pământ, cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins, și dau pământul cui îmi place. Și spune în versetul următoare, cui îl dă și pentru câtă perioadă. O a doua afirmație. Comportamentul omului în plan material, și Scriptura este plină de referințe la acest comportament, este dat de convingeri spirituale. Și ce e mai important de notat, care la rândul lor au efecte spirituale și fizice, temporare și chiar eterne. Amintesc aici cuvintele Domnului Iisus Hristos scrise în Evanghelia după Matei, la capitolul 16, versetul 26. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Da, acum s-ar putea unii să-și piardă sufletul, nu pentru toată lumea, pentru puțin, pentru ceva material. Dar mai apoi, nici toate lucrurile materiale nu pot să-i ajute să recupereze după moarte ceea ce au pierdut în plan spiritual. În prima parte a lecției voi prezenta câteva explicații despre agonisiri fără limite, deci despre cele ce depășesc limitele, și despre agonisiri în limite, permise. Urmând să prezint doar două exemple și apoi concluziile în încheiere. 5 explicații despre agonisirile fără limite, păcătoase. Depășirea limitelor prin modul de procurare. Și aici se include înșelare, nedreptate, furt, camătă sau orice altă modalitate, așa cum se spune că scopul scuză mijloacele pentru unii, dar la Dumnezeu nu este așa. Iată ce spunea înțeleptul Solomon în cartea Proverbe, la capitolul 22, versetul 1. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Dar unii renunță la un nume bun și preferă o bogăție. Cât de mare, rămâne de văzut.
Tot aici scrie în versetul 16, cine asuprește pe săraca să-și mărească avuția. Deci iată o depășire de limită. Tot Proverbe, capitolul 28, versetul 6, mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite, care prin fraudă sau alte jocuri de piață sau de bursă vrea să înșele. Și tot ieșit din versetul 8, cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Deci tot nu vor fi a lui, nu se va bucura de ele. În cartea Ieremia, la capitolul 17, și nu numai, în mod deosebit în cartea Osea, în cartea Amos, sunt foarte multe referințe despre evreii care erau corupți și își permiteau să nedreptățească numai pentru a-și mări avuțiile. Ei făceau legea sau nu făceau și ei o încălcau. Dar iată sentința divină. Ieremia 17:11, ca o potârnică care clocește niște ouă pe care nu le-au oatea, așa este cel ce agonisește bogății, pe nedrept trebuie să le părăsească în mijlocul zilor sale și la urmă nu iese decât un nebun. Ceva asemănător, dar mai pe larg, scrie în Habacuc, la capitolul 2, citim de la versetul 5, ca și cel beat și semesc cel mândru, nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morții, este nesățios ca moarte, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele să le tragă la el. Nu va fi el de bajocoratul acestor la terâs și de pomină? Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este al lui. Versetul 8, fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița poporului te va jefui din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina sălniciei făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Vai de cel ce strânge câștigul nelegiuite pentru casa lui ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape de mâna nenorocirii. Versetul 12, vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Și în epistola lui Iacov, în capitolul 5, este scris că de boala asta nu se vindecă oamenii până la urmă. Și din nou, apostolul și fratele Domnului Iacov le rostește o sentință grea, asemănătoare cu cea din profeții Iacov, capitolul 5, de la versetul 1, ascultați acum voi bogaților, prânși, stânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Versetul 4, iată că plata se lucrătorilor care v-au secerat câmpile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigă-te strigă ajuns la urechile domnilor știrilor. A trăit pe pământ în plăceri și desfătări, v-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Este foarte ușor să înșele. Trăim în economia de piață. Dacă cineva este într-o anumită autoritate, cu atât mai mult dacă e patron, de exemplu. Dar pot să înșele și șoferii de la tir. Cu, știu eu, motorină sau altceva, sau cu a transporta una sau alta. Adică vreau să spun că, primul rând, cei mari, dar și cei mici pot să depășească limitele. Există o tendință majoră în oameni de a acumula și de a nu ține cont de corectitudine. Iată o a doua explicație de depășire a limitelor. Lipsa dărniciei și ajutorării săracilor. Unor cumulată cu irosiri fără înțelepciune și chiar păcătoase, adică omul pentru el cheltuiește și pe ce nu trebuie, și nu se gândește la altul ceea ce îi trebuie. Ioan spune în epistola sa, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 17, dar cine are bogății lumea acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își întinde inima, închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Evident că nu rămâne. În Isaia, capitolul 3, așa cum spuneam din vremea istoriei poporului Dumnezeu, este scris, doar că se făceau nedreptăți, dar că cei nedreptățiți erau săracii care efectiv duceau lipsă.
Isaia 3, citim de la versetul 13, Domnul se înfățișează la judecată, stă în picioare ca să judece popoarele. Domnul intră la judecată cu bătrânii poporului său și cu mai mare lui. Voi ați mâncat via, prada luată de la sărac este în casele voastre. Cu ce drept călcați voi în picioare pe borul meu și apăsați pe săraci, zice Domnul, Dumnezeul oștirilor. Deci asta era marea problemă. Și înțeleptul zice în Proverbe la capitolul 14, versetul 21, cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar în 31 zice, cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, ceea ce este foarte grav. Este un cumul de vinovăție, nu doar nedreptatea, și apăsarea săracilor. Mă amintesc de o întâmplare din literatura evreiască. Se spune că un bărbat a plecat să muncească departe de casă și după un timp a trimis o sumă de bani prin fratele său cu următoarea mențiune. Fratele meu, dă soției mele, familiei mele, cât vrei tu, iar restul păstrează pentru tine. Între timp, acest bărbat a murit și fratele lui, pentru că nu era specificată suma, și-a oprit lui cea mai mare parte din bani și restul i-a dat la familia mortului, la cumnată sa și la copii. Aceasta, simțindu-se nedreptățită și mai mult fiind săracă, s-a dus la un rabin. Acesta a întrebat cum a fost făcut înțelegerea, actul, ce spune. L-a citit, i-a chemat pe amândoi, a pus grămada de bani care oprise fratele mortului aici, pe ceilalți mai puțin ce duse cumnate lui dincoace și apoi a citit. Cu explicație. Fratele meu, dă soției mele cât vrei tu, adică ceea ce ai vrut tu, partea mare. Iar restul, adică ceea ce te duce ei, păstrează pentru tine. Și i-a zis, fratele tău a scris corect, dar tu ai înțeles în mod egoist. Să ne ajute Bun Dumnezeu să înțelegem în primul rând ce e scris în Biblie, în mod corect. Amin. O a treia explicație. De depășire a limitelor, muncă și economisire, tezaurizare excesivă. Nu toți oamenii cheltuiesc și cu rost și fără. Sunt unii care doar adună. Și adesea fără bucuria folosirii lor. În Proverbe 11 cu 24 este scris, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult, depășește limita. Nu face decât să sărăcească. De exemplu, se devalorizează banii și le-a donat. Nici nu s-a folosit de ei, nici nu vor mai avea în timp aceeași valoare. Solomon în Cartea Eclesiastul face câteva precizări pe ideea aceasta, unora care muncesc și adună și, cum spuneam, adesea nici măcar nu se pot folosi de ceea ce au economisit. Eclesiastul 2:22, că drept vorbind, ce folos are omul toată munca lui și din toată străduința inimii care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz, căci nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Citim și în 4:8. Un om este singur, singur, el are nici fiu, nici frate și totuși munca lui n-are sfârșit, ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncește și nu-i se suflet de plăcere. Și aceasta este deșertăciune și un lucru rău. Și 6:3. Chiar dacă un om ar avea 100 de copii și ar trăi mulți ani, oricât de mulți s-ar mări numărul zilor anilor lui, dacă nu-i se satură sufletul de bunătățile agonisite de el și dacă nici de înmormântare n-are parte, eu zic că o stârpitură este mai fericită decât el. Cred că nici nu mai trebuie să comentăm. Lucrurile sunt foarte clare. O patra explicație de depășire a limitelor agonisirii materiale. Preocuparea permanentă pentru a agonisi, fără a mai avea timp pentru cele sfinte, pentru suflet. Uneori nu se depășesc limitele prin nedreptate,
și prin timpul rezervat muncii activităților economice. Când oamenii nu mai au vreme de mers la biserică. Am întrebat eu odată despre un om pe care îl știam implicat în slujire, în misiune. Unde este? Zice, mai stă și duminica pe acasă, că îl sună client și nu vrea să-i piardă. A pierdut în cele sfinte, cum spuneam de la început. Domnul spunea că fenomenul acesta poate fi larg întâlnit. Este reprezentat în pilda cu semănătorul prin sămânța căzută între spini, citesc din Marcu de la capitolul 4, versetele 18 și 19. Oamenii aceștia pot să rămână în biserică, deși nu vin regulat la biserică. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini, aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogăților și poftile altor lucruri care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Aici se pot încadra și săracii, spun, trebuie să muncesc că n-am, și bogații, cum aminteam că pierd o afacere. Și chiar avem un astfel de bogat care s-a dedicat numai celor materiale. Citim despre el cuvintele Domnului din Luca 12, care înainte de a le spune pilda cu acel bogat, le-a zis un principiu, versetul 15. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșug avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țara ne un om bogat rodise mult. Și se gândea în sine, ce voi face? Fiindcă nu am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselești. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu ce ce adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Deci iată că omul acesta a crezut, și asta este o mare înșelăciune, că averea nu-i doar motiv de laudă, ci de fericire, aparentă fericire. Că fericirea poate fi dată numai de Dumnezeu. Așadar, pot fi depistați oamenii aceștia care n-au realizări spirituale, dar au materiale, prin faptul că se laudă cu ele. În cartea Estera îl întâlnim în 1 cu 4 pe Veroș că se laudă cu averile la toți demnitarii săi, iar în 5 cu 11 îl găsim pe Haman că se laudă în ultima lui zi de viață întreagă, cu bogățiile, cu rangul său. A doua zi a murit la ospăț pentru că era vinovat. De aceea ne îndeamnă Scriptura în Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24, așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laudă cu înțelepciunea lui și se întâmplă adesea, omul cu multă școală. Pot spune despre asta, să se vadă, nu să spună. Să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui și cel ce se laudă să se laude că are percepere și că mă cunoaște. S-a îmbogățit spiritual, știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Nebucadnețar a învățat lecția asta. Mai întâi se plimba și Dumnezeu l-a îngăduit după prezicerea lui Daniel și sfatul de pocăință încă un an. Dar când a rostit cuvinte scrise în Daniel 4 cu 13, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba și asta împăratul și un glas a pornit în cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți-a luat împărăția, ca și la bogatul din pildă. El a învățat asta, că palatul
Dumnezeu l-a îngăduit, că Dumnezeu l-a ridicat și apoi, după 7 vremi, a explicat ce și cum. Amintesc aici acea întâmplare despre un pescar care a prins pește, s-a odihnit puțin, urmând să meargă acasă, dea soției să pregătească pentru ziua aceea. Și l-a văzut un bogat de acolo și a zis, ce faci? Uite, mă duc acasă. Pe ziua de azi sunt asigurat. Omule, ziua încă e lungă, du-te, pescuiești, vinzi. Și apoi îți faci o afacere de pescuit. Și apoi îți faci, știți ce urmează, o casă unde stai, alta de vacanță și te duci în concediu. Și ce-ți fac acolo? Păi te odihnești, te relaxezi. Și omul, pescarul, a zis, eu și astăzi mă relaxez. Vreau să am timp și pentru cele sfinte. Ce-mi propui dumneata este o fericire pe mai târziu și nu știu dacă o apuc. Că de regulă se observă că oamenii cred că e la un punct în față, să zicem, în zare, la un kilometru, borna, dacă ajung până acolo, cum fac uneori românii sau au făcut, mă duc afară până să-mi realizez asta. Și când ajung să realizeze, mai trebuie încă ceva. Trebuie să schimbe mașina, trebuie să schimbe mobila, trebuie să schimbe și să mai facă. Și omul nu mai are timp de suflet. Iată și o a cincea explicație a agonisirii fără limite. A te grăbi să te îmbogățești sau a te chinui să te îmbogățești. A face eforturi disperate, nu neapărat nedrepte. Dar a te gândi numai la asta. A te neliniști că alții ți-au luat-o înainte. Când nimeni nu-i sigur pe cele materiale, le lași mai repede decât ți se pare și pot pleca ele de la tine mai ușor decât ai crede. În Proverbe, în capitolul 13, versetul 11, este o avertizare. Ce se strânge încetul cu încetul crește, dar bogăția câștigată fără trudă scade. Iar în 23 cu 4 și 5 este scris, nu te chinui să te îmbogățești, nu spune priceperea în aceasta. Adică nu o să fie idealul primordial. Abia ți-a aruncat ochii spre ea și nu mai este, că-și bogăția își face aripi și ca vulturul își ia zborul spre ceruri. O mută Dumnezeu la altcineva. Tot Solomon scria în Eclesiastul capitolul 8, versetul 16, căci mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte. Chiar pentru asta suntem creați? Să nu mai știm unde-i capătul? Se spune că în vremea când oamenii cucereau zone nelucrate și nerevendicate de nimeni, îi se dădea un om cât poate să perimetreze terenul într-o zi. Și unul a alergat să perimetreze cât mai mult, nu știu dacă a fost zi de vară sau zi de iarnă, mai scurt. Dar atât s-a extenuat încât a perimetrat o suprafață mai mare decât ceilalți și unii au fost nemulțumiți. Dar noaptea a murit și a doua zi cel ce administra zona și forma asta de atribuire a pământului le-a zis, nu vă deliniștiți, vecinului dumneavoastră i-au rămas doar 2 metri pătrați, trebuie să-l îngropăm. Da? Spunea psalmistul David în 39, legat de cele materiale, versetul 6, da, omul umblă ca umbră, se frământă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le va lua. Și Domnul spunea în Matei 6:19, nu vă strângeți comor unde sunt atât de nesigure. Da, trebuie să muncim și vom vedea acum alte agonisiri cu limite, dar nu oricum. Așadar, să nu depășim limitele prin modul de procurare vinovat,
nici prin lipsa dărniciei și ajutorului săracilor, nici prin tezaurizare excesivă, nici prin a nu mai avea timp pentru cele sfinte și nici prin a ne stresa, a ne chinui să facem. Că bine spunem Psalmul 27, că la Isai, Domnule, dă pâinea ca un somn, nu lenevind. Dar fără acest stres, când dormi, nu te stresezi. Iată cinci explicații în ce privește agonisirile cu limite. Prima. Acumulări curente determinate de nevoi fundamentale ale vieții, de care de altfel grijește Dumnezeu în primul rând. El ne asigură că ne va purta de grijă. Hrană și îmbrăcăminte. Este principiul manei zilnice. N-a fost zi în care Dumnezeu să fie uitat de evrei. În fiecare zi. Dumnezeu de dimineațele dea mana, scrie în Exod capitolul 16, versetele 3 și 4. Dar ei trebuia să o prepare. Furnica este un exemplu pentru om. Muncește la vreme. Pentru nevoie de ei. Ale mușurilor lor. Dar să nu uităm ce spunea Domnul Iisus Hristos. Citesc din Matei, de la capitolul 6, începând cu versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Versetul 31. Nu vă îngrijorați, dar de când ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, neamurile, lumii le caută Tatăl vostru, știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Foarte important acest principiu. Să muncim, lene este păcat. E nevoie să mâncăm, e nevoie să avem o casă, dar nu neapărat un palat. Spune Apostolul Pavel, citesc din 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Că degeaba ai 100 de costume, că nu poți lua numai câte unul odată. Degeaba ai avea 7 oale de mâncare, că numai dintr-o oală, poate nici aceea întreagă, depinde cât sunt și cât e de mare, poate să mănânce familia ta. Restul rămân să le dai la porci sau se strică. Dumnezeu poartă de grijă la sfinți. Au fost situații grele în istorie. Dar cum spuneam, faptul că Dumnezeu a hrănit pe evrei, o mulțime de oameni, în fiecare zi, a știut câte porți sunt necesare. Să ne amintim de văduva din Sarepta și de Ilie. Ea a știut că sunt numai 2 porți. Când a apărut Ilie, au fost 3 porți. Și a fost și mâine și poimâine, până când a fost ce să mănânce. Când oamenii au ajuns în situațiile cele mai limite și femeile, asta a fost în istoria evreilor, dar și în istoria medievală a Europei s-a întâmplat și au mâncat copiii. Asta a fost o pedeapsă pentru păcat. Dar pentru cei credincioși, Dumnezeu asigură aceste nevoi într-un fel sau altul, le rânduie serviciu, le rânduie sănătate, iar dacă nu, le rânduie de undeva ceva. Dumnezeu întotdeauna a fost credincios și e și bun. Bunătate și credincioșia Lui nu permit ca sfinții să nu aibă cele necesare. Traiului. Vorbim de nevoi fundamentale. E normal să cauți ce să mănânci, cu ce să te îmbraci. O a doua explicație de agonisiri cu limite. Avea ce să dăruiești copiilor și copiii la rândul lor să se gândească, să îngrijească de părinți la bătrânețe. Să admitem că au pensie așa cum este acum, dar nu poți să mănânce
să roadă pe card. Trebuie cineva poate să le facă o mâncare sau să spele, să aibă grijă de ei. În Proverbe 19 cu 14 este scris: casa și averele moștenim de la părinți. Zice, ar fi normal ca părinții să lase ceva la copiilor. Și Pavel spunea că în primul rând părinții sunt datori, 2 Corinteni 12 cu 14. Da, tot Pavel spunea 1 Timotei 5 cu 4 că ar fi potrivit să întorci datoriile părinților. Iar tot acolo în versetul 8 este scris: dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci, este absolut normal să avem să dăm ceva la copiii noștri. Asta nu înseamnă să avem mare avere. Din ce se poate să ne gândim? Să rugăm pe Dumnezeu. Evident că cea mai mare moștenire e cea spirituală. Dar acolo unde scrie că o nevastă bună în dar de la Domnul, aia e crescut într-o familie, dar pe lângă a crește copiii cu minți, e indicat să economisim, să avem ceva să dăm copiilor noștri. O a treia explicație în ce privește agonisiri cu limite. Am putea spune că sunt opusul celor fără limite. Limite impuse de repausul timpului dedicat activităților sfinte e principiul zilor și anilor de odihnă în Israel. Când Dumnezeu a dat mana, citim din nou din Exod capitolul 16, s-a făcut o mențiune, citesc de la versetul 5, în ziua a șasea când vor pregăti ce au să acasă, vor avea de două ori mai mult decât vor strânge fiecare zi. Și spune în versetul 7, și mâine dimineață veți vedea slava Domnului pentru că v-au zis cârtirile împotriva Domnului, căci ce suntem noi ca să cârtiți împotriva noastră. Și-au întrebat ei, scrie aici, în continuare de la versetul 16, că Moise le-a răspuns, fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un om merg de cap după numărul sufletelor voastre, fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Versetul 19, nimeni să nu lasă ceva din ea până a doua zi dimineața. Unii au lăsat și au făcut vier, dar interesant. 22, în ziua 6 au strâng hrană îndoit și anume doi omeri de fiecare. Toți fruntași și adunările au venit și au spus lui Moise lucrul acesta. Și Moise le-a zis, Domnul a poruncit așa, mâine este ziua de odihnă, sabatul în chinat Domnului, coaceți ce aveți de cop, fierbeți ce aveți de fier și păstrați până a doua zi dimineața tot ce va rămânea. Au lăsat-o până a doua zi și dimineața, cum spusese Moise, și nu s-a împuțit și n-a făcut vierme. Scrie în versetul 27, în ziua 7, unii în popor au ieșit să strângă mană și n-au găsit. Și atunci Domnul zice Moise, până când aveți de gând să nu păziți poruncile și legile mele? Vedeți? A depășit limita. Timpul nu era pentru asta. Era pentru cele sfinte. Problema mai complicată era că un an întreg trebuia să se odihnească și să nu lucreze pământul și atunci era o lume preponderent agrară. Scrie în Levitic la capitolul 25, citim de la versetul 1. Vorbește copilul Israel și spune-le, versetul 2, când veți intra în țara în care vă dau pământul să se odihnească, să ține un sabat în cinstea Domnului, 6 ani să semeni ogorul, 6 ani să stai vie, să strângi roadele, dar anul 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului în anul acela, să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți stai via. Și tot de aici scrie versetul 20, dacă vor zice, ce vom mânca în anul 7-lea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge rodurile? Eu voi da binecuvântarea mea în anul 6-lea și pământul va da roade pentru 3 ani. Când veți semăna în al 8-lea, veți mânca tot din vechile roduri, până în al 9-lea an, până la noile roduri, veți mânca tot din cele vechi. Deci, vedeți, noi avem limite după principiile sfinte. Să nu creadă cineva că dacă dăruiește pentru Domnul și își face timp zilnic și când este adunare sau chiar un timp mai prelungit, pierde nici vorbă.
a rămâne în limite înseamnă a oferi lui Dumnezeu posibilitatea să te binecuvinteze după limitele îndurărilor sale. Iată și o a patra explicație. Limite impuse de nevoi lucrării lui Dumnezeu și a le săracilor. Adică am economisit, de exemplu, pentru copii, pe lângă nevoile noastre. Dar apare o situație de criză într-o familie. Se construiește un local de închinare, este nevoie pentru o misiune. Trebuie să știm undeva să punem limita, nu la capătul grămezii noastre de bani, undeva mai încoace, mai înspre noi. Și o parte să rămână de dat. Dumnezeu va răsplăti o astfel de lucrare. Și aici mă întorc la cuvintele care le-am citit în început, scrie despre David în 1 Cronici 29. El a dorit mult să se construiască o casă pentru Dumnezeu. Și scrie în versetul 2, mi-am întrebuințat toate puterile. Deci iată limitele. Dar scrie în versetul 3, mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau tot ce am pregătit pentru Sfântul Locaș și în plus a dat. Afară de tot ce a pregătit. Și poporul a dat de asemenea. Dar ei au înțeles că lucrurile acestea sunt de fapt ale Domnului. Și mai citesc două versete în continuare și eu citesc la început de la versetul 14, că ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți aducem darul de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem, ce concep sănătos. Versetul 16, Doamne Dumnezeu nostru, din mâna ta vin aceste bogății pe care le-am pregătit ca să zidim o casă, ție numele tău celui sfânt și ale tale sunt toate. Și eu adaug în versetul 17, știu Dumnezeule că tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea ți-am măsurat aceste daruri de bunăvoie în curăția inimii mele și am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile lui. Deci oameni care au înțeles nevoile lucrării Dumnezeu și au știut ce trebuie să le rămână și ce trebuie să dea. Dar asta nu numai bogații, de aceea vă citesc din 2 Corinteni capitolul 9 despre săracii macedonieni, care sunt un exemplu binecuvântat, sunt europeni de-ai noștri, frați, săraci, din secolul I, 2 Corinteni 9, citesc de la versetul 7. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Cuvintele sunt adresate corintenilor, dar ca exemplu de dărnicie sunt prezentați în capitolul anterior, macedonienii, de aceea am făcut referire la ei. Versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună. După cum este scris, a împrăștiat, a dat săraci, în prin lui rămâne în veac. Versetul 11. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele, pentru orice dărnicie care prin noi se va face să aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea numai că acoperă nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care o mărturisiți, că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și îi face să se roage pentru voi să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fiase lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Adică Dumnezeu ne era dator să ne dea ceva, dar a luat dintre ale Lui văzând nevoia noastră și ne l-a dat nouă pe Domnul Iisus. Iată unde a fost limita. Putea să-L păstreze numai pentru El. Tot Pavel scrie la 1 Timotei capitolul 6, versete foarte bogate pentru bogați. Să fie bogați de două ori. Nu numai odată. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună deștea niște bogății nestatornici. Și Dumnezeu care în toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Așa că să strângă pentru vremea viitoare drept comoră o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Deci iată motivațiile în a ști unde sunt limitele agonisirii, ce să păstrez și ce să dau. Și o ultimă explicație.
cât să agonisim, în măsura binecuvântării primite de la Dumnezeu, dar cu respectarea celor patru condiții amintite până aici. De ce avem nevoie noi, dacă putem să lăsăm ceva la copii, dar să știm să nu furăm din timpul sfânt și să știm să dăm celor ce au nevoie, fie că e vorba de lucrarea Domnului, fie de săraci. Și în rest, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat, nicio problemă. Cu respectarea acestor condiții poți să te bucuri de ceea ce ai. Este scris despre Ezechia, o rege evlavios, care s-a dedicat în primul rând redeschiderii templului. Citesc din cartea 2 Cronici, capitolul 32, de la versetul 27. Asta vis-a-vis de binecuvântările primite de la Domnul. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut vestirii de argint, aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. Ambare pentru roadele de grâu, de mus, de unde lemn, grajduri pentru tot felul de vite și staule pentru oi. Și a zicetăți și a avut belșug de boi și oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. Dar observați în capitolele 29, 30, 31, este scris cât a dăruit el, zice în 31:3, împăratul a dat o parte în averile lui, până încă nu avea atâtea. Pentru ardere tot, pentru ardere tot de dimineață și de seară, pentru ardere tot din zilele de sabat, de lună nouă, de sărbători, cum este scris în legea Domnului. Aici l-am putea aminti pe Iov. Diavolul era deranjat când turmele lui acopereau țara. Da, dar Iov spune despre sine, citesc din cartea sa, capitolul 31, de la versetul 24, că nu și-a pus încrederea în aur și nu i-a zis, tu ești nădejdea mea. Nici nu s-a încânfat de averile sale și de mulțimea bogăților pe care le dobândise. Dar întrebarea care se impune este aici, câți bogați pot să gândească să facă așa? Că Ezechia al nostru s-a fudulit. Să ne dea bunul Dumnezeu în spate cam cât putem duce ca să putem merge drept, să nu ne încovoaie. Și să putem spune ca și Iov, Domnul a dat, Domnul a luat. Scrie în Evrei 10:34 că unii au venit cu bucurie răpirea averilor. N-au fost legați de ele, cu siguranță. Dar dacă să le vândă la gândul că avea o comoră în cer, dacă l-a crezut pe Domnul, că acolo vrea să ajungă veșnicie, n-a fost în stare tânăr bogat, dacă el răpea, cum era de amărât. Numai propunerea l-a întristat. Și Domnul a spus, scrie în Evanghelia după Marcu, de la capitolul 10, citim începând cu versetul 22, mâcnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat în prejurul lui și a spus ucenicilor săi, cât de a nevoie vor intra în părțime cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui Iisus și le-a explicat atunci și le-a zis, fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred aceste bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci nu toți oamenii pot să nu se încreadă, cum am citit în 1 Timotei 6:17, pot să nu depășească limitele. De regulă Dumnezeu nu ne expune în aceste pericole. Să ne ajute Domnul să fim liniștiți, că ne asigură cele necesare, să știm ce este și unde de ajuns. Să spunem atât. Cum spunea cineva în mod foarte simplu, că Dumnezeu a făcut patru degete ca să meargă înainte și unul lateral ca să știm să ne oprim. Să nu intre mâna până la cot. Să intre numai cât intră patru degete. Iată și cele două exemple amintite la început. Ca de regulă, unul negativ, unul pozitiv. Negativ, Solomon. Omul căruia nu i-au ajuns cele mai mari venituri pentru că nu s-a putut bucura de ele pe deplin. Deși nu le-a cerut și Dumnezeu i-le-a dat, el n-a înțeles să rămână dedicat celor sfinte. Și din ceea ce s-a întâmplat după viața lui, după moartea lui, se înțelege că a mărit și impozitele, nu i-au ajuns câte daruri primea, câtă avere avea. Scrie în Eclesiastul la capitolul 2,
în prima parte ce a acumulat. Citesc de la versetul 4, am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit tot felul de pom, doar mi-am făcut iazuri ca să o dun bravo, mi-am cresc copacii. Am cumpărat rob și roabe și am avut copii de casă, am avut cireți de boi și turme de oi mai mult decât tot ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărat și țări, mi-am adus cântărești și cântărețe și desfătarea firii oamenilor, o mulțime de femei. Versetul 10, tot ce mi-au poftit ochii le-am dat, fără limite. Iată că le-a depășit. Apoi de la versetul 11, regretele. M-am uitat cu băgat de seamă la toate lucrările pe care le făcuse cu mâinile mele și la tot dacă le făcuse, m-am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Versetul 17, atunci am urât viața, că nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care o făcuse în sub soare, muncă pe care o lasă omului care vine după mine să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun, parcă a fost proroc, că sau că am pierdut lucrurile. Și răspunde aici în versetul 24, ca om, și nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea. Dar am văzut că și așa să vină din mâna lui Dumnezeu. Și întrucât el spiritual a scăzut, asta s-a pierdut, s-a evaporat bucuria și fericirea. Și în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Că cel de omul îi plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar la păcătoși de doar grija să strângă și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Imaginați-vă un om că fuge după vânt și vrea să-l prindă în pumn. Așa este bogatul care fuge doar în această direcție și nu știe unde e limita să oprească, să uite în sus, să spună, am destul, pentru astăzi ajunge, trebuie să ne odihnim și mâine mergem la biserică. Vom înțelege asta? Sau vom gusta mari decepții acum la sfârșitul veacurilor? Oricum vine vremea de se pierde tot, dar trist este că unii își pierd sufletul. Iată și exemplul pozitiv, patriarhul Avram. L-am numit un bogat exemplu în multe privințe. În Genesa 13 este scris că atunci când a apărut un scandal între angajații săi și robii săi, de fapt, și robii lui Lot, versetul 8, Avram a zis, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și păzitorii mei tăi, că suntem frați. Nu mi-a arătat țara înaintea ta? Mai bine spart de mie dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta, dacă apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Ce sunt mari cuvinte. Să nu afectez cu cele materiale starea spirituală. Să fii gata să renunți. Un astfel de om nu te poți certa. Capitolul următor, altă notă de 10 în dreptul atitudinului față de cele materiale. Cum știți, Lot și toți ceilalți au căzut prizonieri, toate averile au fost luate, el i-a eliberat și scriem și 21, cred potrivit regulilor de atunci, în parte și de acum, împăratul Sodomei lui Avram, dă-mi oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram are răspuns împăratului Sodomei, ridic mâna spre Domnul Dumnezeu cel atotputernic, Zeul cerului și pământului și jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de ață, nici măcar o curea de încălțăminte, că să nu ți-am îmbogățit pe Avram. Nimic pentru mine, ce frumos, nimic pentru mine. Da. Ce să mai vorbim de nedreptăți aici? Am putea spune și ce a fost cu dreptul n-a luat. Și totuși, scrie în capitolul 24, Dumnezeu binecuvântase pe Avram în orice lucru și-au văzut vecinii. Că nu neapărat cel ce aleargă mai mult ajunge mai bogat, totul depinde de vreme și timp pe jur, spune Solomon Eclesiastul 9. Și chiar dacă unul ajunge, între timp în fuga lui, spre ajunge la ținta dorită, a pierdut fericirea pe drum. Avram și-a făcut timp pentru altare și toată agonisirea a fost cu respectarea principiilor sfinte. Încheiem. Afirmând că toate acumulările materiale sunt limitate, ca valoare și ca timp,
toate se pierd la moarte, dar trist este că își consumă viața omului, pe cea fizică oricum o consumă, truda, activitățile fizice, dar adesea o consumă și pe cea spirituală. Și oamenii sunt așa cum bine descrie psalmistul în 49, de la versetul 6. Asta este marea masă de oameni din jurul nostru, gândește așa. Ei se cred în avuțiile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul scumpă. Răscumpărea sufletul lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu pot trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Versetul 11, ei își închipuiesc că veșile vor fi locuințele. Da, de unde? Versetul 14, sunt duși ca o turmă locuința morților. Versetul 16, nu te teme când se îmbogățește cineva și când se mulțesc pistiriile casei, căci nu ia nimic de el când moare. Nu ia pistirii lui când se bogoară după el. Nu se bogoară după el în groapă. Să se tot creadă un fericit în viață, tot laude cu bucurie pe care se le face, căci tot în locuința părinților să-i va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Iată soarta omului. Nici o cunună, nici o avere nu ține pe vecie, zice Solomon în Proverbe 27:24. Bine spunea poetul Nicolae Militaru, în versurile sale, pământul e cu atale laturi pe om de toate poți să-l saturi, dar n-ai avut nici când putere pe om să-l saturi de avere. Și atunci când vezi că oricât ai, averi peste averi să-i dai, lui totuși de ajuns nu-i sunt, îl saturi cu nițel pământ. Și omul moare fără speranță și cu planuri cu tot. Așa stau lucrurile pentru cei de afară, care n-au limite. Și cred că dincolo de limite îngăduite Dumnezeu s-ar atinge fericirea, nici vorba. Să știm noi, cei care cunoaștem pe Dumnezeu și ne s-au descoperit Scripturile, că limita agonisirii materiale este încălcată când iubirea de bani valorează mai mult decât viața și principiile sfinte. Se trece peste linia roșie. Când, repet, iubirea de bani valorează mai mult decât viața și principiile sfinte. Că Solomon spunea în Eclesiastul 5:10, cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint, n-are limită. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Dar mai mult, evidențind gravitatea în toată profunzimea ei, spunea Apostolul Pavel în Timotei 6:9, în continuare, cei ce vor să se îmbogățească. Și până asta se depășește limita. Dimpotrivă cad în ispit, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Când neapărat vor, trec de limite. Când vor. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au depășit limite, ne-am spune noi în contextul temei noastre, au rătăcit de la credință și s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Dincolo de limite sunt chinurile. E aparentă fericire și reală chinuire. Iar tu, om al Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută altceva. Împărăția Sfântă mai întâi. Iar nevoile prin harul Domnului, prin o atitudine corectă, prin muncă, ne vor fi asigurate. Slăvit să fie Domnul și să ne dea acest mare și bun Dumnezeu pricepere în a aduna și în a folosi. Ca nu cumva, chiar cu ceea ce El ne dă, cu binecuvântările sale, să ne pierdem sufletul. Nu-i devină Dumnezeu că ne dă. El este bun. El este darnic, care de unde? Uneori ne dă ca să știm să avem să dăm și la alții. Fericit de cei ce știu care sunt limitele agonisirii materiale și investesc în cele de sus care sunt sigure și le folosesc pe cele de jos așa doar cum li se cuvine. Slăvit să fie Domnul. Amin.